dragi elevi! Bun găsit la școala de acasă! Mă numesc Drugă Cristina, sunt profesor de matematică la Colegiul Economic. Fiind ultima întâlnire înainte de susținerea examenului de bacalaureat, astăzi ne-am gândit să mai reluăm câteva aplicații din subiectul întâi, aplicații din modelele de bacalaureat propuse de Ministerul Educației. După cum știm, în prima parte avem 6 aplicații din materia de clasa a 9-a și a 10-a, de la algebră și geometrie. Nu este nicio problemă și nu veți fi depunctați dacă eu am să rezolv aceste aplicații și cu materia învățată în clasele de a 11-a și a 12-a. Și prima aplicație, să se rezolve mulțimea numerelor reale, ecuația radical de ordinul 3 din 1 plus x plus radical de ordinul 3 din 1 minus x este egal cu 2. Este o ecuație irațională, radical de ordinul 3, nu punem condiții de existență și am să folosesc formula a plus b totul la a treia sub forma a la a treia plus b la a treia plus 3ab pe lângă a plus b, unde a la noi va fi primul radical, iar b-ul al doilea radical. Ridicăm expresia la puterea a treia, deci avem radical de ordinul 3 din 1 plus x plus radical de ordinul 3 din 1 minus x totul la a treia, egal cu 2 la a treia. Aplicăm formula, a fiind primul radical, ridicat la puterea a treia, va dispărea radicalul și o să avem 1 plus x. La fel, la al doilea fiind b-ul și avem b la a treia în formulă, va fi 1 minus x plus 3. Formula a ori b, fiind radical de același ordin, pot să efectuez înmulțirea de subradical. Având o sumă și o diferență, avem formulă de calcul prescurtat, deci avem radical de ordinul 3 din 1 minus x la a doua, pe lângă a-ul, care este radical de ordinul 3 din 1 plus x, plus radical de ordinul 3 din 1 minus x, egal 2 la a treia 8. Observăm că x cu minus x se reduc. Ce am în paranteză, știu din enunțul aplicației că va fi 2 și avem 1 plus 1, 2, plus 3 ori 2, 6, radical de ordinul 3 din 1 minus x la a doua, va fi egal cu 8. De unde rezultă? 6 radical de ordinul 3 din 1 minus x la a doua va fi egal cu 6, împărțim la 6, radical de ordinul 3 din 1 minus x la a doua va fi 1, ridicăm încă o dată la puterea a treia și obținem 1 minus x la a doua egal 1, de unde x la a doua va fi 0, adică x egal 0. Deci soluția ecuației va fi x egal 0. Dacă o să întâlnim o ecuație irațională în care radicalul va fi de ordinul al doilea, înainte să trec la rezolvarea ecuației, sfatul meu este să punem întâi condițiile de existență, că s-ar putea să găsim o soluție care nu verifică definiția radicalului de ordinul 2. A doua aplicație propusă, determinați termenul care îl conține pe x la puterea a 10-a din dezvoltarea x la a 3-a plus 1 supra radical de ordinul 3 din x, totul la puterea 20. Aici o să folosim binomul lui Newton. Avem a plus b totul la puterea n și știm că termenul general într-o dezvoltare, avem formula tk plus 1, combinări de n luate câte k, a la puterea n minus k, b la puterea k, unde n și k sunt numere naturale, n mai mare sau egal decât k. La noi a-ul este x la puterea a treia, b-ul, 1 supra radical de ordinul 3 din x. Folosim formulele de la putere, 1 supra radical de ordinul 3 din x va fi x la puterea minus 1 pe 3.
Deci avem TK plus 1, combinări de N. N-ul la noi va fi 20, luate câte K, A-ul care am stabilit că este X la a treia, la puterea 20 minus K, B-ul care l-am scris sub forma X la puterea minus 1 pe 3, la puterea K. Deoarece eu vreau să determin termenul care mi-l conține pe X la puterea 10, din definiția termenului general, nu am să folosesc decât acești doi termeni din produs, factori din produs. Avem aici putere la putere. Avem regulă, înmulțim exponenții și o să avem X la puterea 60 minus 3K, la fel aici, X la puterea minus 1 pe 3K și trebuie să fie egal cu X la puterea 10. Avem un produs de două puteri, unde avem aceeași bază, regula îmi spune că o să adun exponenții. Adunând exponenții, eu trebuie să obțin 10. 60 minus 3K minus K pe 3 va fi egal cu 10. Am obținut o ecuație de gradul 1, unde necunoscuta este K și știu că K trebuie să fie un număr natural. Păstrez în primul membru termenii cu K, fac și operația de scădere, deci ca să pot să fac, aduc la același numitor și obțin minus 10 K pe 3, 60 îl trec în membrul al doilea cu semn schimbat, 10 minus 60 minus 50. De unde K va fi egal cu 150 supra 10 și ne va da minus, ne va da 15. Deci termenul care îl conține pe X la puterea a 10-a va fi termenul de 16. A treia aplicație la care m-am gândit, arătați că nu există nicio mulțime finită care să aibă exact 12 submulțimi formată din două elemente. Deci trebuie să demonstrăm că nu există. Am să folosesc falsa ipoteză, presupun că avem o mulțime în care vom avea 12 submulțimi cu două elemente. Numărul elementelor mulțimii am să notez cu N. Atunci am să folosesc formula combinări de N luate câte 2 este egal cu 12. Formula de la combinări, combinări de N luate câte K, N factorial supra K factorial pe lângă N minus K factorial. Ne aducem aminte că N factorial înseamnă produsul 1, 2 ori 3 până la N, cu proprietatea dacă o să întâlnesc 0 factorial, va fi 1. Combinări de N luate câte 2 va fi N factorial supra 2 factorial pe lângă N minus 2 factorial. Lucrăm aici ca să scăpăm de acest factorial. N factorial îl pot scrie în funcție de N minus 2 factorial. Și o să avem n minus 2 factorial pe lângă n minus 1 ori n, totul, supra 2 factorial pe lângă n minus 2 factorial. Simplificăm și ne oprim aici. Înlocuim și avem n pe lângă n minus 1 supra 2 egal 12, ceea ce înseamnă că n pe lângă n minus 1 egal 24. Avem două metode aici. N și N minus 1 fiind două numere consecutive, eu pot să spun deja că nu avem două numere naturale consecutive înmulțite să obțin 24, sau rezolv ecuația de gradul al doilea, N pătrat minus N minus 24 egal 0. Unde delta nu o să-mi dea un număr întreg, va fi un număr irațional, și automat ecuația nu va admite soluție. Deci presupunerea mea a fost falsă. Nu avem nicio mulțime în care numărul de submulțimi cu două elemente să fie egal cu 12. Ultima aplicație la algebră la care m-am gândit este legată de o ecuație exponențială în care coeficienții sunt numere iraționale.
și avem ecuația 3 la puterea x plus 3 la puterea minus 1 pe 2 minus x egal 1 plus radical din 3. Observăm că al doilea termen, la exponent am o diferență, folosim proprietatea a la puterea n minus m va fi egal cu a la n împărțit la a la m. Iar 3 la puterea 1 pe 2, știm că a la puterea 1 pe 2 va fi radical din a, unde a este un număr pozitiv. Deci o să obțin 3 la puterea x plus radical din 3 supra 3 la puterea x egal 1 plus radical din 3. Eliminăm numitorul, deoarece 3 la puterea x este diferit de 0. Niciodată nu va lua valoarea 0. Dacă amplificăm aici cu 3 la x, aici cu 3 la x și fac și următoarea etapă, să aduc în primul membru toți termenii, o să obțin 3 la puterea 2x minus 1 plus radical din 3 ori 3 la x plus radical din 3 egal 0. Iarăși avem două metode de a rezolva. Ori fac ecuație de gradul al doilea, o să notăm 3 la x cu t și o să avem t la a doua minus 1 plus radical din 3 ori t plus radical din 3 egal 0, unde t-ul trebuie să știu că tot timpul trebuie să fie un număr pozitiv. Aflăm delta, b pătrat minus 4ac, b-ul coeficientul lui t, coeficientul este minus 1 plus radical din 3 în paranteză, ridicat la puterea a doua devine număr pozitiv și am să folosesc și formula de calcul prescurtat și obținem 1 plus 2 radical din 3 plus 3 minus 4 ori a orice, 4 radical din 3. Nu am să adun 1 plus 3 ca să observăm mai repede o formulă de calcul prescurtat și avem 1 minus 2 radical din 3 plus 3, ceea ce se va scrie sub forma 1 minus radical din 3, totul la puterea a doua. Atunci T1 va fi minus B minus radical din delta supra 2A, de unde rezultă T1, 1 plus radical din 3, minus 1 plus radical din 3 supra 2, rezultă T1 egal radical din 3, adică 3 la puterea X egal radical din 3. Și mă reîntorc aici, înseamnă că X va fi egal cu 1 pe 2. T2 minus B plus radical din delta supra 2A, de unde rezultă T2 egal 1 plus radical din 3 plus 1 minus radical din 3 totul pe 2, rezultă T2 egal 1, adică 3 la puterea x egal 1, x egal 0. Deci ecuația noastră va avea două soluții. Cum aș mai putea să rezolv? Încercăm să dăm factori comuni. Da? Dacă desfac aici paranteza, deci vreau să șterg doar aici, obținem 3 la puterea 2x minus 3 la puterea x minus radical din 3 ori 3 la puterea x plus radical din 3 egal 0. Grupăm primii doi termeni, grupăm următorii doi termeni. La primii doi termeni pot să dau factor comun 3 la puterea x pe lângă 3 la puterea x minus 1. La următorii doi termeni dăm factor comun minus radical din 3 pe lângă 3 la puterea x minus 1, egal 0. Putem să dăm acum factor comun paranteza 3 la puterea x minus 1 pe lângă 3 la puterea x minus radical din 3, egal 0. Și am obținut un produs de doi factori care trebuie să ne dea 0. Știm că va fi 0 dacă cel puțin un factor al produsului va fi 0.
De unde va rezulta 3 la puterea x minus 1 egal 0, adică 3 la puterea x egal 1, x egal 0, 3 la puterea x minus radical din 3 egal 0, adică 3 la puterea x egal radical din 3, de unde x egal 1 pe 2. Indiferent cum rezolvăm, rezolvarea trebuie să fie corect matematic și obținem punctajul maxim, baremul care va fi afișat imediat după proba scrisă, va fi doar orientativ. Rezolvarea noastră trebuie să fie corectă și va fi notată. Cu nota maximă, bineînțeles, dacă rezolvăm și corect. Acum am propus câteva aplicații de la geometria analitică și am să încep cu aplicația în reperul cartezian X, O, Y. Considerăm punctele A mare de coordonate 3, 4, B mare de coordonate minus 4, 3, C mare de coordonate 5, 0. Arătați că punctul H mare de coordonate 4, 7 este ortocentrul triunghiului ABC. Ne aducem întâi aminte din clasa 6-a. Ce înțeleg prin ortocentru este punctul de intersecție dintre înălțimile triunghiului. Știm că într-un triunghi putem să construim trei înălțimi, ele sunt concurente, iar punctul acela de concurență s-a notat cu H și se va numi ortocentru. Avem două metode de a demonstra. Ori aflăm ecuațiile la două înălțimi din triunghiul ABC și apoi aflu punctul de intersecție dintre cele două înălțimi și observăm dacă coordonatele punctului vor fi 4 și 7, ori știu că fiind ortocentru, aplic proprietatea de la înălțimi. Deci prima metodă, aș afla întâi ecuația la două înălțimi și vreau prima dată înălțimea din punctul A. Ce este înălțimea? Este segmentul de dreaptă construit perpendicular din vârful unui triunghi pe latura opusă. Eu dacă vreau înălțimea din punctul A, latura opusă va fi BC-ul. Avem formula de la ecuația dreptei, în care cunosc un punct și vreau să fie perpendiculară pe o dreaptă. Două drepte sunt perpendiculare atunci când produsul dintre pantele lor va fi egal cu minus 1. Eu pot să aflu panta dreptei BC. După formula, YB minus YC supra XB minus XC. Adică panta lui BC va fi 3 minus 0 supra minus 4 minus 5, de unde o obțin 3 supra minus 9, dacă simplific, va fi egal cu minus 1 pe 3. Știu că panta înălțimii dusă din punctul A înmulțit cu panta lui BC ar trebui să ne dea minus 1. De aici rezultă că panta înălțimii va trebui să fie egal cu 3, deoarece minus 1 pe 3 înmulțit cu 3 va fi egal cu minus 1. Am coordonatele punctului, am determinat panta, am să folosesc formula Y minus YA egal panta pe lângă X minus XA. De unde Y minus 4 va fi egal cu 3 pe lângă X minus 3, desfac paranteza și îl duc în același timp și pe 4 membrul al doilea și obțin Y egal 3X minus 9 plus 4 minus 5. Și am aflat ecuația înălțimii dusă din vârful A. Mai determin încă o înălțime, să spun înălțimea dusă din vârful B. Va fi perpendicular atunci pe latura AC. Deci aflu întâi panta lui AC, aceeași formulă YA minus YC supra XA minus XC, YA la noi 4 minus 0 supra 3 minus 5, 4 supra minus 2 va fi egal cu minus 2.
Pun condiția ca panta înălțimii dusă din vârful B, înmulțit cu panta dreptei AC, să fie egal cu minus 1. De unde? Rezultă că panta înălțimii din B va fi egală cu 1 pe 2. Deoarece minus 2 înmulțit cu 1 pe 2 ne va da minus 1. Folosesc aceeași formulă. Y minus YB egal M pe lângă X minus XB. Înlocuim. Y minus 3 va fi egal cu 1 pe 2 pe lângă X minus BU plus 4. Mă scuzați. Da? Desfac paranteza și la fel am să-l duc pe minus 3 în membrul al doilea și obțin Y egal 1 pe 2X. 1 pe 2 înmulțit cu 4 ne va da 2 și cu minus 3 plus 5. Și am aflat și ecuația înălțimii dusă din punctul B. Punctul lor de intersecție va fi ortocentru. Ca să determin coordonatele punctului de intersecție, am să rezolv sistemul format de cele două ecuații. Și o să avem Y egal 3X minus 5 și Y egal 1 pe 2X plus 5. De aici, deoarece am două relații pentru Y, le pot egala. 3X minus 5 egal 1 pe 2X plus 5. Adun necunoscuta în primul membru pentru că am o ecuație de gradul 1. Fac și operația de scădere. 3X minus 1 pe 2 X, dacă aduc și la același numitor, am să obțin 5x pe 2 egal 10. De unde x va fi 2 ori 10, 20, împărțit la 5, 4. Coordonata în H deja. Și acum îl aflăm și pe Y, înlocuim în prima ecuație. 3 egal 3 ori 4, 12, minus 5, 7. Și obținem coordonata în Y al ortocentrului. De aici rezultă că, într-adevăr, H va avea coordonatele 4 și 7. A doua metodă de cât vă explic, putem folosi faptul că AH trebuie să fie perpendicular pe BC. Pot să aflu panta lui AH folosind formula de la pantă, aflu panta lui BC și fac înmulțirea și trebuie să-mi dea minus 1. Dar nu-i de ajuns numai una. Mai pun și condiția BH perpendicular pe AC și dacă o să-mi verifice la fel că produsul dintre cele două pante va fi minus 1, atunci înseamnă că H va fi ortocentru triunghiului. La final am să vă rezolv și o problemă de trigonometrie. Și am să leg de aici din ce mi-am propus eu. Arătați că dacă triunghiul ABC e un triunghi oarecare, atunci cosinus de A este mai mic decât 1 pe 2 pe lângă AB supra AC plus AC supra AB. Deci știu că triunghiul este oarecare. Întâi văd cum aș mai putea să scriu această relație din membrul al doilea de la inegalitate. Dacă aduc la același membru, la același numitor, am să obțin AB pătrat plus AC pătrat supra 2AC ori AB. Într-un triunghi oarecare, în clasa 9 am învățat teorema cosinusului generalizată și scriu formula pentru cos de A, care știu că va fi AB pătrat plus AC pătrat minus BC pătrat totul supra 2AC ori AB. Observăm că deja avem această relație. Știu din clasa a 5-a că pot să sparg această fracție în două fracții și va fi egal cu AB pătrat plus AC pătrat supra 2AC ori AB minus BC pătrat
supra 2AC ori AB. Avem relația de aici, ce este al doilea termen, va fi un număr pozitiv, deoarece AB, AC și BC sunt laturile unui triunghi. Știm cu toții că laturile nu le pot măsura decât cu numerele pozitive. Atunci, de aici va rezulta că și AB pătrat plus AC pătrat supra 2AC ori AB. Și am demonstrat relația care ne-au cerut-o în enunț. Deoarece, așa cum am început la început, v-am spus că bacalaureatul bate deja la ușă. Eu vă urez mult succes. Sper că aceste aplicații pe care le-am ales sunt utile pentru toate profilele, așa le-am gândit, să le putem folosi și la profilul Mate Info, tehnologic, științe ale naturii, chiar și pedagogic. Succes și pe data de 30, trăiesc cu speranța că vom avea rezultate foarte bune la Buzău.